I-am avut și studenți. Pe lângă calitatea de studenți, am încercat să integrăm în toate structurile noastre, de la nivel de conducere, către multe, cel mai mic sector din universitate. Avem studenți care nu sunt secretari, contabili, avem studenți care fac parte din echipa de relații publice. Sunt deja partenerii noștri. Nu mai sunt doar studenții noștri. Toți formăm o familie. Ne sprijinim unii pe alții. Scoatem mai împreună, capătă experiența necesară. Acea lipsă de experiență, voi toți au reclamat că nu aveți de unde să obțineți această experiență. Când terminați, fie nu mă angajează nimeni, fie nu știți cum să porniți o afacere sau nu vrem, nu știți de unde, care este drumul. Noi asta începem să oferim din cadrul universității. Fac practică cu noi, la noi, și cu partenerii noștri de afaceri, cu toți clienții noștri. Prin fonduri proprii sau, dacă nu, prin fonduri europene. În momentul de față avem 6 proiecte în derulare care le oferă consilieri în carieră și practică pentru studenți. Avem în jur de 1500 de studenți care, în momentul de față, prin proiecte europene, beneficiază de această practică. Și ca să vă putem arăta nu numai teoretic. Eu, ca profesor, nu știu cât impact am în fața, ce impact pot să am. Pot fi doar niște vorbe. Am adus cu mine doi reprezentanți ai universității noastre, doi studenți, Mihai Capui, este președintele studenților și partenerul nostru de relații publice și colega noastră, Mira Lupu, la fel, reprezentantă de seamă ca student și în cadrul televiziunii proprii, unde a trecut prin toate etapele. S-a format, și în momentul de față este chiar cu dreptul de plin în cazul televizorului. Vom vorbi fiecare dintre ei. 14 ani, nu terminăm, am început să fac toate și am decis eu la capul liceului să fac ceva. Ceva ca un business, nu ceva, ca așa făceam de lista și așa pe noastră. Apropo de cercetă, așa fost și cercetă și după ok. Acel ceva, până la urmă, ca orice, ca majoritatea întreprinzilor pe care le faci, multe dintre ele ajung să nu ajungă niciunde, dar măcar te dezvoltă. Deci ajungi să faci ceva, crești acel ceva te face o persoană mai bună, crești la nivelul următor, cu următorul pas. Și atunci, cred că discuția de azi ar trebui să se axeze pe trei chestii pe care le-am găsit în anul timpului, că ar fi importante și de la discuția cu antreprenorii și din experiența altfel. Primul lucru, și ăsta trebuie să încep, mai bine să vă dau pe răspunsul un pic mai bun, este faceți ceva. Deci cel mai important lucru pe care voi, ca în perioada în care sunteți acum, este să întotdeauna să vă intereseze ceva nou. Curiozitatea, nu știi de unde să ai până în materie de a te dezvolta și a devenit cineva. Nu am vârsta asta. Poți să ai o cale sau să ai o țintă, dar asta nu înseamnă că trebuie să închizi cealaltă ușă. Învață. Bun. Între momentul ăsta la începutul facultății și cred că anul 2 de după facultate, deci eram deja angajat full time, am avut o fel de idei. Unele dintre ele erau, cum alea, cu multe urmă, și acum am încă prea mult pentru ceea ce căutam atunci să facem. Am organizat niște echipe, am cheltuit niște bani, am făcut niște lucruri, care, până la un nivel, au ajuns să fie interesante, să mă duc că bani am destul cât să rămâne în business-ul. De aici vine lucrul care m-a născut pe mine ca în carieră, în business-ul pe care îl fac, o să vă explic așa în două minute ce fac eu. Business-ul meu de consultanță este să ajut un anumit proprietar unor companii sau oamenii dintr-o anumită corporație să cumpere sau să-și vândă propriile companii. Când au zis la televizor că, nu știu, avea Fiat cumpără Chrysler, sunt niște oameni care organizează procesul. Nu este o treabă relativ simplă, nu e nicio treabă foarte complicată, e o treabă foarte specializată. Nu, foarte mulți oameni, că România mai puțin decât este mai necesară, foarte este. Păi, genul de business care nu sunt foarte mulți specialiști. Când
din nou, când încep să cresc în mentalitatea de antreprenor, mentalitatea de antreprenor înseamnă tărâie, deci înseamnă natura asta specializată. Încep să mă specializez în a face ceva. Când ești antreprenor, deci caut să faci, să faci ce-ți face ție, dar să faci un bine sau o valoare pe care o aduci înapoi societății. Pentru valoarea aia, clientul sau cealaltă parte plătește. Da? Voi aveți tot felul de telefon. Care mai... De ce ați dat bani de toate aplicații? Primește o valoare. Aplicațiile alea sunt, în principiu, ciudat, făcute de oameni care au vârstă între 20-24 ani. Dacă nu voi, ce de aici, cu siguranță frații voi sunt un pic mai mari, sunt exact în zona aia. Deci ei sunt pe care fac business-ul. Și totuși ajung să tot la acolo și zic, uite, am făcut, mi-am luat o puțică la aplicația asta. Nu îmi dai și mie un euro, nu știu, dar nu știu cum. Oricum, ceva pentru ea, ba da, că ești foarte cool. Aceea zic și pentru CD-urile cu muzică pe care le cumpărați, mai știu ce alte lucruri pe care sunt făcute special pentru voi. S-au pus în gândirea voastră, zic, ok, cum le vând asta cu oamenilor? Păi, uite, ce o să avem muzică, ceea ce cumpărăm? Hai, să-l cumpărăm. Dacă v-am dat, ține de asta, de cum este. Bun. Asta e al doilea lucru care m-a ajutat pe mine, este învățarea continuă. Deci, nu încerca să te limitezi, indiferent de ceea ce îi faci. Chiar dacă interesul tău este azi, nu știu, la mulți ridicate, dacă vrei să lucrați sau așa, probabil că e încă prea simplu, prea devreme pentru voi să vă gândiți dacă vrei să petreceți 12 ore pe zi undeva lucrând ceva. Poate să fie și foarte interesant, dar nu știu dacă asta aveți. Dar, ca idee de a învăța, învățați continuu. Nu pot să zic citiți, poate nu citiți, nu pot să zic uitați la filme, poate nu uitați la filme, dar învățați continuu. Și luați orice, să zic, barieră pe care o simțiți, ca o trecere. Pentru că e modalitatea prin care odată și treci peste bariera respectivă mai ușor și înveți ceva ajungând acolo. Bun. Și calea mea, business-ul ăsta de care vă ziceam, pe care fac eu vând cumpăr companie, foarte, foarte bine așa, cumpăr companie, nu fac asta. Ajut oameni să facă lucrurile astea așa cum îți doresc ei. Întâlnești tot felul de oameni pe care în principiu vezi la ziar sau prin, la nivel la televizor sau prin ziar. Că sunt genul de oameni care au, nu știu, milioane, 10 milioane, 100 milioane de euro și trebuie să scape de ele, să-i monetizeze, să cumpere pe ei, știu, da? Dacă vă interesează vă dată să ajungeți genul ăla de mentalitate, deci genul de mentalitate, că ei deja nu mai sunt, pentru că să fac paranteza. Ei nu mai sunt niște oameni care au făcut orice pentru bani. Au făcut un efort semnificativ pentru a face, a produce valoare la un nivel în care ei au devenit deja acel tip de om care face, produce valoare tot timpul. Și atunci, dacă la o întrebare de genul ce aș putea spune despre succesul oamenilor ăsta, cred că succesul lor se datorează unei Ei nu poate să vadă lucrurile care îi descurajează. Nu atât de mult cât oamenii normali reușesc să treacă peste 15 ore sau 14 ore pe zi, cărând marfă și Dumnezeu atât de acolo în magazinul ăla, pentru aceiași 40 milioane. Să fii antreprenor înseamnă să fii întreprinzător. Da? Dacă ai mâncărici și spui că îți asumi niște responsabilități și vrei să faci ceva fără să spună cineva cum, înseamnă că devii antreprenor. Diferența dintre mine și colaboratorul care a angajat pe mine este că eu îi spun ce are de făcut și îl face numai ce îi spun eu. Știți ce e nervante? Pentru că atunci când are inițiativă, are prost. N-are importanță de ce. Când n-are inițiativă, e obiectul ăsta. Trebuie să vă gândiți în permanență să balansați, să aveți un echilibru între ce urmează să faceți în viața asta.
Vă trebuie experiență să fiți antreprenor? Nu cred. Am convingerea că un antreprenor este, de fapt, un om care vânează oportunități. Da? Onorabilul acel de față spunea că stă cu ochii pe toate știrile ca să prindă oportunități, nu? Cum? Băia deștept, nu doar pe noaptea, se gândește, le leagă și le dezleagă. Care e cea mai simplă variantă de a găsi o oportunitate? Să stați cu ochii pe el. Da? În loc să citești dimineața până seara o carte, să te joci pe calculator, după cum spuneați, intri pe internet și îți derulează informațiile, da? Îți pică ceva în cap odată. E bine de data asta. Ca să pornești o afacere, nu scrie bani. Îți scrie ideea de afacere. Spunea foarte bine. Nu afacere să fac afară, ci înăuntru. Afară sunt o grămadă care le-au făcut. Aici lipsesc. De ce plecăm noi în străinătate? Acolo străzile sunt asfaltate, apa caldă la robinet, totul e gata făcut, civilizația este rezolvată. La noi, neam. Nimic. Și atunci, oportunistul spune, fac pasul dincolo de graniță, pentru că acolo tot e la dată. Am și asigurări sociale, etc., etc., da? Și acum ajung unde vreau eu să ajung. Ce înseamnă să fac afaceri aici? Înseamnă să fiu un om onorabil. Înseamnă să fiu, pentru colectivitatea din care eu fac parte, unul dintre cei care cotizează cu bani. Pentru măturat, pe stradă, pentru ridicat, nu știu ce, la zile, pentru îngrijit orașul, pentru că, pentru învățământ, pentru sănătate, pentru că, atenție, nu locurile de muncă sunt importante cum câinii toți politicienii, pentru că nu din salarii ajung banii în bugetul local, ci de la firme, de la SRL-uri și de la ESA-uri. Gata, cu bănești. Să vă spun cum era cu restaurantul. Da? An de zile am fost angajat. Da? Și am făcut diferite activități. Mecanic. Nu plăcea să mănânc în Brăila. La niciun restaurant. Nu plăcea mâncarea de acolo. An de zile am mâncat la Galați, în restaurantele din Galați. Și acum mai mănânc în Brăila. O să spuneți că nu sunt patriot local. Dar acolo îmi plăcea mai mult. Dar ați avut mai mulți bani, s-a dezvoltat mai bine pe capitolul de restaurante. Evident că ea, concurența este cea care a crescut calitatea, că nu se poate altcumva, dar atunci s-a mișcat mai bine. Și am cârpătit, cum am cârpătit și cât a vorbit onorabilul acolo în spate, am cârpătit restaurantele din Brăila până când m-am enervat și am spus cât de greu poate fi să faci un restaurant. Cât de mare? Unde? Și câți bani poți să iasă din toată treaba asta? Și acum să lipesc cele două idei. Dacă vrei să faci o afacere, întâi trebuie să ai ideea. Afacerea se poate face pe hârtie. Pentru că hârtia suportă orice. Orice tâmpenie o spui, hârtia o suportă. Realitatea nu suportă. E foarte posibil ca lucrurile să pornească bine și să sfârșească prost. Am auzit un caz înainte. Dar și noi am avut parte de asta. Thank you.